crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. Am pregătit și astăzi 800 de euro la Dublu sau Nimic. Jucăm pe bani, ca să spun așa. 4 întrebări, 4 răspunsuri corecte și Radu din Craiova ne poate lua banii. Bună dimineața, Radu! Salut, Radu! Bună dimineața! Microbist? Microbist! Fericit? După scorul de aseară? Sau nu te-ai uitat la meci? La care din ele? Păi cu care universitate ați zică? Da, bună și asta. Nu știe cum să abordezi. Nici nu mai știi care e cea bună. Sunt de acord cu tine, dar tu cu care ții? Greu de spus. Dar da. Mai puțin cu cea de aseară. Mai puțin cu cea de aseară. Da. Atunci, atunci ești prietenul lui George. Ești prietenul meu. Chiar l-au necăjit pe George și atunci... Da. Ce faci, Radu? Ce să fac la lucru? Cu cine? Singur, momentan. Singur. Cu ce, lucrezi? Lucrezi? Ce lucrezi tu? Sunt în vânzări acum. Și ce vinzi? Pixuri, toate, apă minerală. Apă, brice și carice. Mă rog. Cum, cum zici? Băi, dacă l-ați provocat, pă, lăsați domnul în pace. Insistația asta. Na, are și el dreptate. Și merge. Merge, merge. Cu apa și bricele nu prea. Bine, Radu, pare pregătit pentru jocul de astăzi. Da, da, de când aștept. Cam câți bani vrei să ne iei? Te-ai gândit așa, mergi până la capăt, te oprești după prima sută sau... Nu, cred că merg până la capăt. Pe la 400 de euro m-aș opri. Pe la 400 de euro. Ia să ne uităm pe întrebările de astăzi. Asta, cred că poți să mergi la toate, după părerea mea. Da, vedem. Jucăm și mai vedem. Văzând și făcând. Văzând și făcând. Bine, mult succes! Mulțumesc! 100 de euro. Radule! Aici sunt. Ai 100 de euro dacă știi cât este 1 la pătrat. 1. Răspuns final. Hai că te-ai relaxat, a? Ai făcut gluma aia și gata. Mă auzi, să ridice mâna cel care nu s-a gândit că, cine știe, poate concurentul o să răspundă 2. Concurentul în general, nu tu în mod special. Ai făcut realul, Radule? Da, da, real. Vezi, bă, ce înseamnă școala adevărată. Mamă, nene, unul la pătrat. Câți ani ai, Radu? Da. 34, după calculele mele. Deci n-ai prins, ai prins greva aia de acum 20 de ani, dar prins-o și George? N-am, mă, că am confundat-o, lasă-mă în pace. Băi, ce-i, cum e asta? N-a prins-o. Ai, unul la pătrat ți-a dus 100 de euro, Radu, să știi. Ce zici? Am prins-o ca elev, am prins-o, da, ca elev, da. Asta zic, ce vremuri, domne. A durat mult. Radu, ce facem? Dublăm sau iei banii și ai plecat? 100 de euro, nici nu mă aplic după ei. Mă scuzați. Băi, îmi place foarte mult cum gândești, Radu. Bine. 200 de euro. Radu, mai ai un coleg care te ajută? Nu mai am pe nimeni. Mi s-a părut că au 27. Un suflet. Ceea ce e perfect regulamentar, adică să nu n-ai a te feri. Eu ascult emisiunea, dar nu... Ah, ok. Bine, Radu. Eu ziceam doar să îți atrag atenția să nu te încurci, avem noi niște astea. Radu, fii atent că e foarte simplu. Ai 200 de euro dacă ne spui cum se numește pliul din zona abdominală în care cangurul și celelalte mamifere din Australia își poartă puiul. Marsupiu. Să ridice mâna cine nu s-a gândit că poate concurentul o să răspundă buric. Vă, ce școală se face, da. Ce școală a prins. Da, ai învățat unul la pătrat, marsupiu. Da. Întrebări cu pliu. Bravo, meștere! 200 de euro, Radu. Nici n-a fost foarte greu, nu? Da, nu. Am fost încălzire, așa. Păi, vezi și vrei să te oprești așa repede. Luca e în bani. Tot dă bani. Ieri i-a dat 800 de euro... Da, ieri am dat până la capăt. Ai ascultat ieri, Radu? Ieri, din păcate, nu, n-am prins emisiunea. Vezi, mers până la capăt. Curaj prindeai. Am avut o doamnă care a revenit din Franța.
cu vacanța cu trenul din Franța și a luat 800 fără emoții. A avut emoții mari, dânsa, dar întrebările simple. Bine, ia zi-ne, ce faci în direcția ta? Rămâi la 200 sau dublăm? Eu știu în ce domeniu mă băgați. Na, nu, nu o să spunem. Stai mă puțin, adică așa mare diferență e de la 100 la 2 de euro, că ai zis că pentru 100 nici nu te dai jos din pat. Și mergem mai departe. Mă dăm înapoi. Bine, așa deci mergem mai departe, da? Așa, Oltene. Da, da. 400 de euro. Făcut și alegerea potrivită. Cred. Dacă lucrezi și în vânzări, umbli prin țară? Umbli și prin țară, da, da. Atunci ar trebui, oricum ar trebui să știi asta, adică nu... Dar te ajută suplimentar natura meseriei, Radule. N-ai cum să nu știi în ce județ se află localitatea Timișul de Sus. Timiș. Ar trebui. Brașov. Am luat în considerare Timiș. Nu e vorba în cele 6 secunde. În considerare a trecut timpul. Pe asta zic, da. Am luat în considerare Timiș, spus în cele 6 secunde. Da. Radu, dar apreciem și răspunsul Brașov venit de după. Da, ai stricat singur surpriza că ai apucat să te corectezi. Din păcate... A, ai trecut 6 secunde? Au, da. Trec ca vântul și ca gândul. Au trecut cam 8, așa. Până ai spus tu Brașov. Hai mă, Radule, Timișul de Sus, cât și de jos. Ce căuta? A fost cu skepsis. Ce căuta cobor de la Brașov. Ce căuta Timișul în Brașov? Da, asta e ce căuta. A mulțumim fost... tare mult, Radu. Așa și așa cu skepsis. Erau 400 de euro. Asta e, poate mâine. 1600. Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine. Deșteptarea.